Cum îți iei la revedere de la cineva pe care nu l-ai cunoscut cu adevărat, dar a fost totuși parte din viața ta? Te simți vinovat că nu suferi ca ceilalți? Emma. Ce e? Nu vrei să mergem undeva zilele astea să uităm de tot? Normal. Tu asta vrei, nu? Să-l uiți. Niciodată nu l-ai acceptat. Emma. Petru. Lasă. O să dureze un pic. Naia chiar a contat foarte mult pentru ea. Pare rău pentru ea. Oricum, tot nu înțeleg cum s-a întâmplat totuși. Îmi pare rău și pentru tine că a trebuit să fii acolo. Încă n-am fost lângă el. Da. Hai. Emma, puiule, ați ajuns. Da. Voi ați plecat repede. Da, pentru că Robi nu mai avea stare. Trebuia să-l iau de acolo. E prima oară că asistă la așa ceva, la o mormântare. Ai nevoie de ceva? Nu. Nu am, nu știu ce să-ți spun, decât că sunt aici dacă ai nevoie să te ajut cu ceva. Orice. O să treacă. Puiu, mami, și tu ești o fată puternică, da? Nu știu. Cum nu știi? Nu știu, tia. Aș fi vrut să-i spun atât înainte să mor. E neîntrept. Abia l-am regăsit. Știu. Știu. Pur și simplu e neîntrept. Ah, cafea. Pavel, hai să stăm cu toții la masă, că e și Petru. Te rog. E și Lia. O punem și pe ea la masă? E, nu știu, nu m-am gândit. Da, o punem și pe ea. Dar nu pot să stau. Trebuie să merg la Dana, la spital. Normal, că doar de asta îți pasă. Nici măcar nu erai cu gândul la mormântare. Emma, e vorba despre copilul. Și acolo era tatăl tău. Nu e momentul să ne certăm acum. Hai, te rog. Rămâi un pic. Te rog, măcar o jumătate de oră. Mi-e foame. E marcată mai mult decât se vede, să știi. Da, exact așa cum am fost și eu când a murit mama. Ne-n vina, știm noi cui. O să-i treacă, e ok. Vorbește cu ea, te rog. Și tu și Petru. Pe mine nu mă ascultă. Ok, o să încerc. Unde e Petru? Pe aici, că doar el a adus-o pe mine. Să îi fie primit. Să fie. Asta e pomana lui tata? Da, Emma. Am împărțit și la azilul de bătrâni. M-am gândit că e mai bine așa. Mm-hmm. Și mai rapid. Tu și lui rapid, te rog. Da, sigur. Mersi, mă, putile. Emma. Emma, hai să vorbim. Hai. Ce să vorbim, Petru? Tata e mort. Iar noi trebuie să ne ascundem sentimentele, că așa facem noi în casa asta, nu? N-a zis nimeni să ascunzi nimic. De asta vrem să vorbim cu tine. Da, Emma, suntem alături de tine dacă ai nevoie de ajutor. Suntem aici. Ați fi putut să-l ajutați când trăia. Cum? Să nu-l ignorați. Să nu-l acuzați. Să nu-l mai faceți iar să bea. Dar nu poți să dai vina pe noi. Ba da, e vina voastră. Ce? A murit de inimă. De inimă rea, Pavel. Se simțea ca un străin. Noi stăteam fericiți la masă și el stătea la servitori. Stai un pic, noi am stabilit niște reguli de la început. Mne, Petru, despre ce reguli vorbești, ce reguli? Tu te auzi ce spui? Era tatăl tău și tu ai impus reguli? A omorât-o pe mama noastră. Eu și Pavel n-am putut niciodată să trecem peste asta. Da, normal. Pentru voi a rămas un criminal. Dar pentru mine era tata. Și a murit. Și nimănui nu-i pasă de asta. Și mă doare, înțelegi?
Și mă doare pentru că era un om bun și a greșit și el o singură dată. Și ce vrei, Emma? Ce vrei? Să plângem? Nu știu, nu știu, Pavel, ce vreau. Orice! Puțină compasiune, nu știu. Dar e ciudat că pare că nu s-a întâmplat nimic și treceți așa peste. Mă scuzați, Maria, cred că se duce spre spital. Doamne, dă-l în culo de telefon și de spital și de tot. Gata, Emma, te rog frumos, dă-i telefonul înapoi lui Pavel. Dă-i-l acum. Ține. Da. Ok, ok. Du-te mă la spital, că vorbesc eu cu Emma, da? Ești sigur? Da, sunt sigur. Ai grijă de Dana și dacă e ceva, mă suni. Ok. Bine, hai, hai, vorbim. Hai, hai. Îmi spui, Emma, care e adevăratul motiv pentru care ești așa? Ți-a spus. Hai, mă, Emma, că te cunosc. Zi-mi ce... ce se întâmplă? N-ai cum să înțelegi, Petru. Am trecut și eu prin asta, să știi. Oare? Da, mă, Emma. Când a murit mama. Hai, vino aici. Hai. Hai. Da. Oh, Doamne. E vina mea, Petru. Nu e vina ta, cum să spui așa ceva? Dar e vina mea, pentru că trebuia să-mi dau seama că e bolnav. Emma, nu e vina nimănui. Ba da, ba da, e vina mea, pentru că am stat în fiecare zi cu el. L-am și întrebat cum se simte și a zis că e bine. Emma... L-am crezut ca proasta. Emma, nu e vina nimănui. Așa a fost să fie, pur și simplu. Gândește-te că el a apucat să-și vadă copiii mari. Da? A murit în păcat. Și eu, acum ce ar trebui să fac? Credeam că o să am mai mult timp cu el. Să-l cunosc mai bine. Emma, nu o să te mint, o să doară. Dar cu fiecare zi care o să treacă, o să doară un pic mai puțin. Și unele zile poate nu o să doară deloc. Partea bună e că ai apucat să-l cunoști. Și ai apucat să-i cunoști părțile bune. Da, așa că rămâi cu asta. Lasă, dragă, că nu e așa greu. Uite, și eu am crescut fără tată și am supraviețuit. Alice, chiar nu-i momentul. Auzi, nu vreau să par nesimțită, dar cât timp mai aveți de gând să vă plângeți morții? Nu de alta, dar nu dau oamenii ăștia afară din casă. Doamne, Alice, numai la tine te gândești! Mulțumită?